Ian Sterp și Denisa Coțolan se pregătesc să devină părinți, la scurt timp după ce s-au logodit. Mesajul care le-a dat multora de gândit nu mai încape îndoială faptul că Ian Sterp și Denisa Coțolan sunt extrem de îndrăgostiți, iar fanii îi adoră, mai ales că de curând s-au și logodit, iar acum urmează să pășească împreună spre altar. Mai mult decât atât, cei doi sunt extrem de activi pe rețelele de socializare, acolo unde postează deseori momente importante și îi țin întotdeauna la curent pe urmăritori cu tot ceea ce se întâmplă în viețile lor. Așa s-a întâmplat și în urmă cu puțin timp, atunci când Demisa Coțolan a postat mai multe fotografii alături de partenerul său de viață. Ca de fiecare dată, secțiunea de comentarii s-a umplut rapid și se pare că fanii vor deja să-i vadă părinți să vă dea Dumnezeu multă fericire și mulți copii, a fost comentariul postat de către unul dintre internauți. Ei bine, se pare că nici Iancu Sterp nu a stat prea mult pe gânduri și a răspuns imediat. Doamne ajută, a fost răspunsul dat de acesta, dând de înțeles că și ei își doresc să aibă copii cât mai curând, mai ales că lucrurile au început să le meargă din ce în ce mai bine, iar acum urmează să își unească destinele în fața lui Dumnezeu, alături de prieteni și familie. Fără îndoială, nunta nu poate fi decât un motiv de bucurie atât pentru ei, cât și pentru toți cei care le-au fost alături de-a lungul timpului și i-au susținut.